am decis să merg sub acoperire pentru a-mi ajuta compania și colegii să se dezvolte. O altă motivație este să înțeleg cum am putea împreună să mărim viteza în coffee shop-uri, deoarece deseori sunt cazuri când oaspeții sunt limitați în timp și asta e un motiv care mă interesează mult. Pentru ca nimeni să nu-l recunoască în călătoria lui sub acoperire, șeful trebuie să își schimbe radical înfățișarea și să adopte o nouă identitate. Sub acoperire voi fi Alexei Botnariu, un fost dansator care vrea să se mute în România pentru o viață mai bună, aducându-și soția și ai săi doi copii. Mie îmi place. Fratele, crede mine, Andrei. E tata? E tata, crezut. Că tu ești nene Andrei. E, da? Da, tu ești frate. Serios? Da. E prea bine te ghizat. Ai grijă. Îi zici papa lui tati? Pa. Pa, succes. Pa, tati, succes.